Comuna Runcu din județul Gorj se întinde pe 30.000 de hectare și are o populație de 5.600 de locuitori. Dar cine poate vorbi mai frumos despre ea, dacă nu chiar primarul? E o comună, din punct de vedere turistic, foarte bine pusă la punct. Este o comună care oferă foarte multe servicii în materie de turism, la standarde europene. Avem o infrastructură foarte bine pusă la punct, avem o sală de sport în care oamenii care vin pe raza localității Runcu pot să meargă să-și facă activitățile sportive la această sală de sport. Avem un serviciu salvamont pe raza localității Runcu, avem poliție locală, avem jandarmerie montană. Turistul care vine pe raza comunei Runcu, așa cum îi spunem noi, este un turist protejat. Adică nu îi se poate întâmpla absolut nimic dacă vine să tranziteze comuna Runcu sau să-l locuiască în comuna Runcu sau să stea un weekend sau mai știu cât dorește dumnealui. Avem foarte multe trasee turistice pe care poate să vină să le ia tracurile, așa cum noi le spunem, de la postul salvamont și poate să meargă 4 ore, 6 ore, 10 ore, o zi, știe exact unde alimentează, unde campează, unde doarme. Na, sunt niște trasee foarte bine puse la punct. Și noi cred că suntem organizați din acest punct de vedere și eu zic că comuna Runcu merită să fie vizitată fără niciun fel de probleme. În Runcu învață 800 de elevi în 7 școli generale și grădinițe, un liceu și un after school. Copiii au avut și performanțe notabile și de aceea au în prezent facilități mai rar întâlnite într-o comună din România. Cea mai mare sală de sport din România este aici, la Runcu, în județul Gorj. După cum vedeți, are și un steag propriu comuna Runcu și, mai mult decât atât, în anul 2004 a avut campioana națională la basket fete. Bisericile din comună, ridicate acum 10 sau sute de ani, sunt renovate sau în proces de renovare. Vreau să fac o captare mai bună a luminii asupra foiței de aur. Și asta îi dă un pic de plus. Da, și vine foița de aur acolo. Da, foiță de aur în jurul capului. Lăsăm să tragă, lăsăm să se usuce integral, odată cu fresca. Se formeze un fel de perete. Foița nu poate fi aplicată pe umed. Dar noi, având deja partea asta, este încă umedă. Asta după 2-3 săptămâni, abia atunci începe ea să fie uscată. Potențialul turistic este foarte mare. Dispunem de trasee turistice, dispunem de trasee de escaladă, dispunem de foarte multe peșteri pe kilometru pătrat. Cheile Sohodolului are cel mai mare număr de peșteri pe kilometru pătrat din Europa. E zonă turistică, monument al naturii, zonă protejată pe o suprafață de 450 de hectare. Potențial turistic este din plin și ne bucurăm că de la an la an aproximativ 6-7 autorizații de construire eliberăm pentru construcție de pensiuni. Asta înseamnă că comuna Runcu este o comună care are potențialul în materie de turism bine dezvoltat și se poate și mai bine din acest punct de vedere. În comuna Runcu sunt 2 cămine de bătrâni, 3 cabinete medicale, un centru medical de permanență și un sanatoriu TBC la Dobrița, o construcție începută în anul 1937 de guvernul Tătărescu și încheiată în anul 1941. Un primar, într-adevăr, este susținut de un partid politic, dar din punct de vedere al administrației pe care primarul trebuie să o implementeze în comuna pe care el o reprezintă, activitățile gospodărești primează peste calitatea de om politic. Sigur că nu se poate una fără alta, dar în mare parte, dacă îți faci treaba din punct de vedere gospodăresc, politicul vine să te sprijine de la sine, să zic așa. Adi Câmpeanu a cunoscut primăria din interior până când a decis să ia frâiele în mâini. A plecat de la statistician la 18 ani, apoi a trecut prin mai multe funcții până când a decis să candideze ca viceprimar în anul 2000 la numai 24 de ani. În 2008 am hotărât să candidez la funcția de primar. Simțeam că sunt tânăr și pot să dezvolt mult mai mult comuna din care și eu făceam parte. Împreună cu aparatul special al primarului făceam o echipă foarte bună și am decis să luăm taurul de coarne, cum e vorba în popor, și să candidez pentru funcția de primar și în 2008 am reușit să câștig mandatul de primar. Pentru turiștii care ajung la Runcu, oferta este cu adevărat variată. Pot începe cu vizionarea cheilor Sohodolului, o rezervație naturală întinsă pe 350 de hectare, declarată arie protejată. Aici se practică alpinismul pe 120 de trasee speciale amenajate. Pasionații de mountain bike, ATV, off-road, escaladă, salturi cu parapanta vor găsi la Runcu mediul propice. Avem un proiect foarte mare pe care ne tot chinuim de 2-3 ani de zile să-l implementăm și anume este vorba de legătura dintre comuna Runcu și stațiunea Straja. E vorba de un drum forestier de aproximativ 29 de kilometri pe care am reușit să asfaltăm 10 kilometri, mai avem diferența până la limită. Comuna Runcu se învecinează administrativ cu județul Hunedoara, implicit cu stațiunea Straja și dacă am reușit să modernizăm acest sector de drum până acolo, pe lângă faptul că timpii s-ar scurta
pentru pasionații de schi de la Târgu Jiu la Straja cu aproximativ 100 km, ar dezvolta și foarte mult comuna Runcu din punct de vedere turistic. Pentru că multă lume, având în vedere distanța scurtă de la Runcu până la Straja, gândesc că ar prefera să construiască în Runcu, să doarmă în Runcu și să schieze în Straja. Pentru noi, din punct de vedere turistic, ar fi un avantaj foarte mare dacă am reușit să modernizăm acest sector de drum. Spațiile de cazare la pensiunile din Runcu asigură în prezent locuri pentru aproximativ 600 de persoane. Există și varianta de camping. La anul ăsta vrem să amenajăm un camping modern, cu internet, cu televiziune, cu energie electrică, cu grupuri sociale. Să-l facem în așa fel încât în acea zonă pe care dorim să o amenajăm să vină proprietarii de rulote, să vină să campeze în acea zonă, și anume în Valea Susenilor, la intrare, pentru că e o zonă foarte frumoasă și dispune de foarte mult potențial din punct de vedere turistic. Pentru că a făcut din funcția de primar o adevărată profesie, a primit oferte de a face același lucru, dar la alt nivel. Am fost solicitat să candidez la primăria municipiului Târgu Jiu. Am pus foarte mult suflet în comunitatea pe care eu o reprezint la momentul de față și nu mi-am dorit și nu-mi doresc să plec din această comună, cel puțin la acest moment. Comuna Runcu este o localitate modernă, ancorată la nevoile oamenilor. Aici găsim chiar și două stații de încărcare pentru mașinile electrice. Nu mă tem de nimic. Cel puțin eu. Nu știu alți colegi ai mei dacă se tem de ceva. Noi nu. Noi nu ne dorim altceva decât să facem treabă, să dezvoltăm comunitatea pe care o reprezentăm. Runcu este cea mai mare comună din județul Gorj din punct de vedere al suprafeței și a doua ca număr de locuitori, dar, înainte de orice, este un adevărat punct de atracție turistică ce atrage 10.000 de vizitatori anual.